eu sunt Debora, sunt de profesie farmacist și scriu pe blogul deboratentici.ro, iar astăzi vreau să împărtășesc cu voi câteva păreri despre microdermabraziune și despre un produs pe care l-am folosit în ultima perioadă pentru microdermabraziune. Am să încep cu definiția microdermabraziunii și am să vă spun că este un procedeu fizic prin care îndepărtăm stratul de celule moarte de la nivelul pielii cu ajutorul unor aparate în saloanele cosmetice sau cu ajutorul unor produse chimice sau naturale acasă, la prietene sau unde vreți voi. Iar astăzi am să împărtășesc cu voi părerea mea despre acest produs pentru microdermabraziune de la Dermae, pe care l-am primit pentru testare, dar îl folosesc deja de o lună sau aproape o lună, așa că am decis să împărtășesc cu voi părerile mele, cum îl folosesc, ce îmi place la el, ce nu îmi place sau cum mi s-a părut. Iar la final am să vă inserez câteva imagini dintr-un clip filmat anterior, care nu am reușit să-l filmez exact așa cum aș vrea, dar acolo veți găsi detalii suplimentare despre microdermabraziune și despre pielea noastră, așa că pentru cele dintre voi care sunteți interesate despre microdermabraziune, vă invit să așteptați sau să vizionați clipul până la final. Pentru cele care știți deja ce este microdermabraziunea, n-am să intru în detalii acum, dar am să vă spun părerea mea despre acest produs. Este o cremă pentru microdermabraziune de la Dermae. Este un produs care conține ingrediente naturale, este un produs vegan, nu conține organisme modificate genetic, nu este testat pe animale, nu conține alcool, paraben, parafine, coloranți și, nu știu, alte ingrediente dăunătoare sau care pot să irite tenul nostru. Iar ca și ingrediente benefice pentru tenul nostru, conține mușchi irlandez, care este bogat în minerale și are proprietăți detoxifiante, care ajută la prevenirea îmbătrânirii premature a pielii. Mai conține sare de mare, care este un ingredient cheie al acestui scrub pentru microdermabraziune. Este o sare din Marea Moartă, care hrănește și ajută pielea la reînnoirea celulelor. Mai conține și uleiuri esențiale de citrice, cum ar fi lime, lămâie și portocale. Mai conține și argilă de caolin, care curăță pori în profunzime, reduce secreția de sebum și are efect detoxifiant și mai reduce inflamația la nivelul pielii. Apoi mai conține ulei din sâmbur de struguri, care este care are proprietăți antioxidante puternice. Uleiul de strugure și uleiul de sâmbure de strugure are proprietăți printre cele mai puternice ca și antioxidant pentru tenul nostru și este bine cunoscut deja pentru puterea lui de a proteja tenul de efectele nocive ale razelor UV și previne îmbătrânirea. Mai conține și cenușă vulcanică, care completează procedeul de curățare a porilor și de îndepărtare a celulelor moarte. Mai conține ulei de jojoba și ulei de migdale, care vor hidrata și vor ajuta tenul să-și revină mai repede după folosirea acestui produs și vor menține pielea hidratată. El vine așa frumos într-un borcanel de sticlă, ceea ce îmi place foarte, foarte mult și apreciez acest fapt. Este un produs foarte spornic, adică știu că este scump, în jur de sau peste 100 de lei, dar el este super, super spornic. Îl folosesc deja de, așa cum vă ziceam, nu știu, o lună sau mai bine de o lună și am folosit destul de puțin din el. Se vede chiar puțin, aș zice, pentru că nu e nevoie să folosești o cantitate mare și am să vă spun și de ce. Ca și textură este o cremă care are incorporate ingredientele pe care vi le ziceam anterior, printre care cenușa, mușchiul islandez și așa.
el, după ce îl întind pe piele, se va vedea că are niște particule ca și zahărul acela fin. Și am să încerc să vă arăt. Așa arată. Am pus o cantitate mică, iar particulele sunt destul de mici, chiar foarte mici, aș zice, și este foarte bine pentru că acele particule sunt și ascuțite. Iar la prima folosire puțin m-am speriat și mi-a fost frică că îmi va irita tenul sau că mi-l va zgâria, dar nu a fost așa. Are miros ușor de citrice, de la uleiurile esențiale de citrice pe care le conține, iar dacă îl veți gusta, la fel veți vedea că este ușor acrișor a citrice. Bun, vă spuneam că la prima folosire puțin m-am speriat pentru că am crezut că îmi va irita și îmi va zgâria tenul și așa, dar nu a fost așa. Când am început să-l folosesc, a trecut o perioadă, nu știu, poate de 2-3 săptămâni în care nu folosisem niciun exfoliant fizic așa cum ar trebui, doar m-am jucat eu cu un exfoliant foarte blând. Și deja aveam celule moarte destul de multe acumulate la nivelul tenului, așa că la început mi s-a părut puțin că zgârie și am fost foarte atentă să nu-mi irit tenul, dar am rămas surprinsă la final când am văzut că porii mei au fost foarte mult diminuați, a fost curățiți și așa cum trebuie să știți și știam și eu, ca și o regulă generală, produsele pentru microdermabraziune nu se masează atât de mult cum se folosesc alte măști, măștile exfoliante sau produsele exfoliante. Chiar pe acest produs este menționat a nu se folosi mai mult de un minut, dar totdeauna trebuie să adaptăm timpul de folosire sau de masare a pielii atât cât suportă tenul nostru. Spre exemplu, eu am pielea foarte sensibilă aici în jurul gurii, pe bărbie, aici pe sub ochi, așa că pe aici nu voi insista, la fel nu voi insista pe gât și pe piept, doar voi trece ușor cu mâna ca să îndepărtez celulele moarte și atât. Este când nu folosesc poate nici 10 secunde în această zonă, în schimb, pe margini, unde am tenul mai uscat, unde se descoamează și pe frunte și pe nas, unde am porii foarte dilatați și mulți și plini și așa mai departe, aici insist mult mai mult, ajungând până la, nu știu, 20-30 de secunde într-un singur loc, pentru a îndepărta toate impuritățile, celulele moarte, sebumul acumulat și pentru a curăța porii în profunzime. Vă spuneam că particulele sunt sau par a fi ascuțite. Așa se simte de la prima folosire, dar după ce le veți folosi în următoarele dăți, veți vedea că nu este așa. La fel am simțit și cu alte produse pe care le-am folosit înainte. Cred că este o spaimă nejustificată a mea când încep să folosesc produse exfoliante, pentru că totdeauna sunt atentă să nu-mi irit tenul. Mă repet, am primit acest produs pentru testare, dar acest fapt nu influențează părerea mea și am să vă spun că este un produs, aș zice, destul de scump, dar având în vedere compoziția lui, să zicem că prețul este justificat la 100 și un pic de lei, dar găsiți pe piață și produse chimice, cu ingrediente chimice, care fac asemănător același lucru la un preț mult mai mic, în caz că vreți să încercați sau în caz că nu vă permiteți acest produs. Totuși, este un produs vegan, este un produs natural, este un produs care are doar ingrediente naturale și, așa cum vă ziceam, mie nu mi-a iritat tenul, nu mi l-a zgâriat. Tenul s-a înroșit foarte puțin atunci pe moment, dar imediat ce m-am limpezit, tenul meu a fost curat, mai luminos. În general, procedeul de microdermabraziune ajută și la decolorarea petelor de pe ten și acest fapt se vede, l-am văzut și când am folosit acest produs de la Dermae.
tenul meu a fost mult mai luminos după ce am folosit, porii n-au mai fost chiar așa vizibili și au fost mult mai mici și mai curați. Oare ce trebuia să vă mai spun? Cum se folosește? Eu l-am folosit pe tenul umed, pe fața umedă, mi-am umezit, după ce mi-am curățat tenul, mi-am umezit fața cu apă călduță și apoi am aplicat o cantitate foarte, foarte mică, așa cum vă ziceam, am început cu fruntea, obrajii și nasul, ca mai apoi, din ce a rămas aici, să pun mai departe pe jurul, pe bărbie și cu o simplă masare și în zona gâtului și a pieptului. Eu am folosit de obicei, cred că o singură dată l-am folosit dimineața, într-o sâmbătă, dar de obicei îl folosesc seara, pentru că după ce îmi curăț și îmi exfoliez tenul, îmi place să-mi aplic tratamentele regenerante pentru ten, pentru că porii vor fi curați, pielea va fi curată și substanțele se vor absorbi mult mai adânc și vor avea efecte mult mai rapide asupra tenului nostru și asupra tenului meu. Eu așa l-am folosit și așa v-aș recomanda și vouă să o faceți, să-l folosiți înainte de a aplica tratamentele pentru ten. Iar mai apoi aplic o cremă hidratantă pentru noapte și tenul meu arată foarte bine. Vă spuneam și pe Snapchat că m-am confruntat cu por foarte dilatați și încărcați aici în zona nasului. Iar de când folosesc acest produs, vă spun sincer că porii mei s-au micșorat și nu se mai încarcă atât de mult să fie puncte negre vizibile, să aibă puncte negre vizibile. Pe cutie se recomandă a fi folosit o singură dată pe săptămână. Eu l-am folosit de 2 ori pe săptămână și nu mi-a iritat tenul. Dar pentru cele care veți hotărât să-l încercați și vă recomand să-l încercați, vă rog să începeți cu o dată pe săptămână, vă rog să începeți cu un masaj de doar 10 secunde, ca mai apoi să creșteți timpul de masare și de utilizare, în așa fel încât tenul vostru să fie curat, să nu-l agresați prea mult și să vă mențineți pielea curată. Cred că ar trebui să vă mai spun că se recomandă pentru tenul normal, mic sau gras. Nu-l recomand pentru tenul sensibil, nu-l recomand pentru tenul tânăr. Iar pentru persoanele cu ten acneic ar fi așa, nici nu știu să vă recomand sau nu. Pe de o parte, ar fi bine să vă exfoliați tenul și datorită ingredientelor care au și efect antimicrobian și de îndepărtare a celulelor moarte ar trebui să vă ajute, dar pe de altă parte nu trebuie folosit pe pielea iritată. Ar mai trebui să vă spun că dacă folosiți acest produs sau folosiți microdermabraziune în general dimineața, ar fi bine să lăsați tenul să respire măcar o oră, două, iar mai apoi să vă aplicați serumurile și crema hidratantă, dar sub niciun caz să nu uitați să aplicați factor de protecție solară. Oricum, este obligatoriu să folosim zilnic crema cu factor de protecție solară, dar în zilele în care folosiți acest produs este super obligatoriu, pentru că porii sunt deschiși, pielea este curată, stratul de deasupra este mai subțire și celulele moarte nu mai sunt. Așa că vă recomand să folosiți neapărat o cremă cu factor de protecție solară. Ca și o concluzie la review-ul acestui produs, am să vă spun că crema pentru microdermabraziune de la Dermae chiar mi-a plăcut și am rămas surprins, plăcută, nu mă așteptam să rezultatele să fie așa vizibile și așa rapid, să-mi cureți atât de bine tenul, fără să mi-l irite și să-mi lase porii curați și mult mai mici. Dacă ați folosit alte produse Dermae, vă aștept părerea voastră în căsuța cu comentarii, pentru mine este primul produs Dermae folosit vreodată. Mi-a plăcut și chiar vreau să încerc și alte produse Dermae. Am să vă las un link în bara cu descriere unde se pot găsi produsele Dermae. Repet, vă rog să-mi spuneți ce produse ați folosit, dacă ați folosit produse Dermae sau ce alte produse pentru microdermabraziune folosiți voi.
Eu am mai folosit crema pentru microdermabraziune de la Gerovital pe aceasta. Mie mi-a plăcut și aceasta, v-am spus atunci, dar am folosit-o mult, mult mai rar pentru că mi s-a părut că zgârie puțin tenul. Dar neavând alta, am folosit-o, doar că am folosit-o mai rar. Acum va urma descrierea microdermabraziunii mai pe larg, așa că cele care sunteți interesate, vă invit să vizionați clipul mai departe, iar pentru cele care ați vrut doar să vedeți review-ul acestui produs, vă mulțumesc că ați urmărit până acum, vă invit să vă abonați și vă invit peste 2-3 zile la un nou clip. V-am pupat și vă doresc o săptămână minunată! Voi începe cu definiția microdermabraziunii, care este un procedeu fizic de îndepărtare a celulelor moarte de la nivelul pielii cu ajutorul unor produse, în cazul acesta o cremă, care conține particule de diverse mărimi care prin masaj vor îndepărta celulele moarte, așa cum vă ziceam, de la nivelul pielii, urmând ca pielea să se poată regenera mai ușor, respirând și absorbind substanțele care le punem noi pe ten, în plus chiar și oxigenul. Prin procedeul de microdermabraziune și prin îndepărtarea celulelor moarte de la nivelul pielii, vom evita încărcarea porilor și vom evita apariția coșurilor dacă folosim acest procedeu în mod regulat și în timp ar trebui să urmărim care este perioada în care tenul nostru se regenerează, adică la cât timp ar trebui să folosim un produs pentru microdermabraziune ca să îndepărtăm celulele moarte de la nivelul pielii, în așa fel ca tenul nostru să se poată regenera din interior. Și ca să-mi faceți o idee, am să încerc să vă explic acest procedeu de regenerare a pielii. Aceasta, să zicem că este pielea noastră, din interior ies celule noi, celule tinere, care vor fi împinse tot mai sus de celulele mai tinere de dedesubt. Prin folosirea de produse regenerante, creme, hidratante, plus acțiunea normală a pielii noastre de a se regenera, celulele tot înaintează spre suprafață, împingându-le pe cele moarte sau cele care ajung deasupra sunt moarte, și se vor aduna și vor forma diverse rânduri de celule moarte la nivelul pielii. Dacă voi schimba și voi întoarce, să zicem, pielea așa, aceste șanțuri, vizual vorbind, vor fi porii noștri. Dacă le vom acoperi cu celule moarte, porii nu vor putea respira sau pielea nu va putea respira și nu va putea să elimine din grăsimile acumulate peste zi, așa că va fi acoperită de un strat de celule moarte, impurități, fond de ten și diverse chestii și pielea din interior va îmbătrâni, nu se va putea regenera așa cum ar trebui și de obicei apar puncte negre, coșuri urâte și diverse alte afecțiuni ale pielii. Majoritatea dintre ele din cauza acestui fapt că pielea noastră este îmbâxită cu celule moarte și plus mizerie și cosmetice. Iar acest procedeu îl vom folosi pe tot tenul ca să nu existe diferențe de textură la nivelul tenului nostru, inclusiv pe piept se poate folosi, dar mai rar și cu foarte multă grijă. Dacă tenul vostru suportă doar 10 secunde, nu vă faceți nicio problemă, îl folosiți doar 10 secunde, un masaj ușor de 10 secunde poate fi la fel de benefic pentru o piele sensibilă ca și un minut pentru o piele care este matură sau care nu este la fel de sensibilă. Așa că nu vă faceți probleme. Folosiți-l doar atât timp cât suportă tenul vostru. Este important să începeți cu un masaj mai scurt, poate fi de 5-10 secunde, urmând ca de fiecare dată să măriți timpul de masare a pielii, de curățare a pielii, până veți ajunge la momentul în care veți suporta și de fiecare dată să fiți atente la ce vă spune tenul vostru. Este foarte important să vă ascultați tenul și să-i dați și să-l hrăniți, să-l ajutați, să-i dați
ceea ce are nevoie el. Eu îmi curăț tenul în mod repetat deja cu acest produs și înainte de acesta am folosit și alte produse pentru microdermabraziune și pentru exfoliere. Îmi exfoliez tenul regulat, așa cum vă ziceam că este benefic pentru tenul nostru și sunt de părere că tenul trebuie exfoliat și fizic, nu doar chimic. Și poate unele dintre voi mă veți contrazice, aceasta este părerea mea, că trebuie să îndepărtăm și fizic celulele moarte de la nivelul pielii, urmând ca, dacă doriți și nu este obligatoriu, să folosiți și acizi care sunt exfolianți chimici pentru a îndepărta celulele moarte mai dinăuntru și pentru a ajuta la regenerarea pielii. Sunt total de acord, dar părerea mea este că exfolierea fizică are un beneficiu vizibil și folosit regulat ajută foarte mult tenul la regenerare și pentru o textură mult mai frumoasă și mai sănătoasă. Vă mulțumesc că ați stat alături de mine până la finalul acestui clip. Aștept să-mi spuneți părerile voastre de dacă vi-a plăcut acest review video pe care l-am făcut, pentru că am planificat și alte review-uri despre produse pe care le-am folosit în ultima perioadă și vreau să știu dacă vă plac acest fel de clipuri sau dacă vreți să mai fac astfel de clipuri. Apoi, nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați și clopoțelul pentru a primi notificarea pe când voi publica următorul clip. Și aștept să-mi spuneți încă sau comentarii dacă ați folosit vreun sau orice produs Dermae, aștept să-mi spuneți ce produs ați folosit și cum vi s-a părut și vă mai rog să-mi spuneți dacă voi folosiți produse pentru microdermabraziune sau ce părere aveți în general despre procedeul de microdermabraziune. V-am pupat și vă doresc numai bine, weekend plăcut și săptămână frumoasă mai departe. Pa!